Chiede salta retrorio, sono Robi Bino Magazine, la uno vlog, la tasta avrà qua con un mico avvertimento, un mico, sta un mico, come disponiamo, vedo di introducere, ci fate giro, dopo come ti ci vuoi in cep, vine a scuola, și nu cred că o să mai postez, foarte, nu cred că o să mai postez decât sâmbătă și duminica. Voi posta numai sâmbătă și duminica, probabil, cred că o să postez și un episod de fiecare dată când vin de la școală, un episod pe fiecare zi. Da, și nu uita să-mi... Aș vrea ca să-mi dați și mie un... Să-mi recomandați în comentarii jocuri pe care să le joc, pentru că habar n-am ce să joc. Dar chestia asta o să... chestia asta o să o faceți peste vreo 2 luni. V-aș ruga, pentru că atunci o să peste 2 luni mi-o și un telefon, că cu telefonul ăsta sunt de 2 ani și de aia. Să un telefon nou, o să îmi fac înapoi contul, sper să mai am canalul și da. Cum știți, și voi începe școala, nu cred că o să mai postez, mai am, cred că mai am și eu ceva de cumpărat, câteva chestii să cumpăr. Nu cred că o să fiu foarte mult on pe astea. Și nu uitați, dacă vreți să vă jucați cu mine pe Minecraft-ul de pe calculator, Minecraft-ul normal, vă recomand serverul mk.gangster.org, super tare serverul, extrem de șmecher. Am văzut că îl încearcă și YouTube-ii. Puteți să aveți, o să aveți IP-ul în descriere, mk.gangster.org. Ok. Gangster sau gamster, ceva de un gamster, cred. Oricum, o să văd eu IP-ul, oricum o să intru pe server după. Deci, cam atât cu acest avertisment. Nu uitați că începe școala, fiți pregătiți, nu lăsați caietele și chestiile în urmă, pentru că dacă nu o să învățați, nu o să ajungeți absolut nimic. Eu, de exemplu, sunt unul dintre cei mai buni copii din clasă. De exemplu, mă, dar am unii proști de rup naibii să cade naibii clasa cu noi. Dacă de proști sunt. Eu sunt unul dintre cei mai buni, ce puțin așa a spus doamna, că sunt doamna profesoară, a spus că sunt dintre cei mai buni și da. Dap, dap, dap. Că o să trec și eu pe clasa 4-a. Alex o să treacă pe clasa 3-a. E un pic, e cu un an mai mic decât mie, dar ce contează. Nu știu ce o să mă aștepte în clasa 4-a, pentru că din clasa 4-a și din a 5-a nu o să mai, că eu stau și la program, cu program pe Logi la after school, deoarece mama cu tata, adică eu stau la școală așa ca să-mi fac temele, că n-au timp să mă ajute, că ei muncesc toată ziua, așa că le fac acolo și cam pe la ora 5-6 vine și mai. În fine, asta e că deja am făcut un fel de video back to school. Pot să fac un video back to school în care o să vă arăt ce mi-am luat eu pentru școală, în fine. Așa cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați de like și subscribe, o să aveți IP-ul de la Gangster în descriere și noi ne vedem data viitoare cu un video sau cred că o să ne vedem ori în ultima zi de vacanță, ori dacă nu mâine, habar n-am. E, în fine, eu vă urez o zi bună, pa, pa!